Pacea Domnului nostru Isus să fie peste noi, peste toți. Amen. În această seară sunt onorat și mulțumesc Domnului că mă găsesc împreună cu dumneavoastră la închinare. Am mai fost în Biserica Emanuel, dar nu în casa aceasta de rugăciune a Bisericii Emanuel. Era mai de mult, fratele Iuntin, și sigur, seara aceasta mă bucur foarte mult să renuiesc părtășia cu dumneavoastră și la oaltă să ne închinăm lui Dumnezeu. Vă rog salutări din partea Bisericii Emanuel din Sibiu. Dimineața am fost acolo, am slujit la oaltă cu frații la cina Domnului și de asemenea salutări din partea colegilor profesori și studenți de la școală, de la institut. Dumnezeu să vă binecuvânteze și să propășiți în toate pentru gloria lui Dumnezeu. În seara aceasta am pe inimă să citim din scriptură câteva versete. Cuvântul este scris în Evanghelia după Ioan, în capitolul 8, începând cu versetul 30. Haideți să ne ridicăm la o la altă în picioare și să citim Cuvântul lui Dumnezeu. Pe când vorbea Iisus astfel, mulți au crezut în El și a zis iudeilor care crezuseră în El, Dacă rămâneți în cuvântul meu, sunteți în adevăr ucenicii mei Veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face slobozi. Ei au răspuns: Noi suntem sămânța lui Avram și n-am fost niciodată robi nimănui. Cum zici tu, veți fi slobozi? Adevărat, adevărat vă spun, le-a răspuns Isus, că oricine trăiește în păcat este rob al păcatului. Amin. Vă invit cu respect să vă reașezați. Am rugat lui Dumnezeu cu privire la mesajul pe care uh, urmează să vi-l împărtășesc și uh, sunt încredințat că Dumnezeu dorește să ne apropiem de o temă de mare însemnătate legată de identitatea noastră în Hristos, de cine suntem noi în relația noastră cu Dumnezeu. În esență, există două feluri mari în care un om se poate raporta la Dumnezeu. Primul este cel duhovnicesc, este cel autentic, sub inspirația și călăuzirea Duhului Sfânt, luminați de Cuvântul lui Dumnezeu, aceia care se apropie de Dumnezeu în chip duhovnicesc, sunt născuți din nou, au primit Duhul lui Dumnezeu, sunt ucenici ai lui Isus Hristos, și pentru ei mărturisește Dumnezeu. Ei sunt copii ai lui Dumnezeu. Al doilea fel în care ne putem, ne-am putea apropia de Dumnezeu, ne-am putea raporta la Dumnezeu, ține de firea noastră pământească. Putem să ne raportăm la Dumnezeu și mânați de firea pământească. Oameni care nu-L cunosc pe Dumnezeu, nu sunt născuți din Dumnezeu, totuși nu sunt nici atei au anumite aplecări religioase, reflexe religioase și oamenii aceștia uh, spun despre ei că au o relație cu Dumnezeu și că îl cunosc pe Dumnezeu. Adevărul în ceea ce îi privește este cu totul altul. În Biblie ni se arată că adunările, comunitățile, chiar din vremea apostolilor, conțineau ambele categorii de oameni și din aceia care îl cunoșteau pe Dumnezeu și îl slujeau după Duh, dar și din aceia oameni firești care nu îl cunoșteau pe Dumnezeu, dar care erau foarte religioși. Și o categorie, și cealaltă, s-au găsit lângă Domnul Isus, s-au găsit lângă apostoli, reprezintă multe biserici, aduceți-vă aminte de Biserica din Corint, căreia Apostolul Pavel i-a spus că între voi sunt unii oameni care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Deci erau acolo și nu-L cunoșteau pe Dumnezeu. Găsim în cele șapte scrisori adresate bisericilor uh, din Asia, consemnate în Cartea Apocalipsa, primele trei capitole, amestecul acesta în biserici, ceea ce Domnul avea de reproșat, de învățat, de îndreptat, era de multe ori legat de această relație, de acest amestec. Iată, dar două feluri în care ne putem raporta la Dumnezeu. După Duh sau după Fire pământească. Problema are rădăcini foarte adânci. La început, când Dumnezeu l-a creat pe om, l-a înzestrat cu capacitatea de a se apropia de Dumnezeu și de a-l cunoaște pe Dumnezeu. În Biblie este scris că cine se apropie de Dumnezeu se face un singur Duh cu Dumnezeu. Această capacitate, această binecuvântată capacitate, a fost așezată de Dumnezeu în om prin însuși actul creației. Am putea o numi această trăsătură spiritualitate. Așa cum avem ochi cu care vedem lumea, urechi cu care auzim sunete, prin acest simț. Duhovnicesc, pe care îl numim generic spiritualitate, omul se poate apropia de Dumnezeu și îl poate cunoaște pe Dumnezeu. Poate să vorbească lui Dumnezeu și să-l audă pe Dumnezeu și să fie transformat de Dumnezeu. Odată cu căderea în păcat, această spiritualitate, acest simț a fost afectat. Păcatul a îmbolnăvit spiritualitatea încet, încet, sub influența răului și a păcatului, spiritualitatea aceasta a fost transformată în ceva care se înrădăcinează în fire pământească păcătoasă. Acel ceva l-am putea numi religiozitate. O trăsătură, de altfel, a firii pământești. Fire pământească despre care Scriptura spune că se găsește în război declarat împotriva lui Dumnezeu. Ea are niște trăsături firea pământească mizerabile, dezonorante. Între ele este una care pare onorabilă și asta se numește religiozitate. Aplecarea spre religios. Nu putem să ne explicăm altfel existența în lume a religiilor păgâne, a idolatriei, a vrăjitoriei, a ocultismului, a falsului profetism decât în relație cu trăsăturile religioase ale firii pământești. Nu e la mijloc Duhului Dumnezeu, ci este doar un reflex religios înăscut în natura omenească păcătoasă, neîntâlnită cu Hristos, nenăscută din Dumnezeu, neschimbată de Duhul Sfânt. Fire pământească păcătoasă. Problema e că această fire pământească păcătoasă este capabilă să învețe și să imite orice fel de credință pe care o poate întâlni în cale. Dacă, de exemplu, omul, copilul s-a născut într-o familie de musulmani, reflexele religioase ale naturii sale omenești îl face să observe religia musulmană, să învețe de la părinți respectiva religie, să o imite și când e mare să se declare cu convingere că este musulman. Dacă s-a născut în familie de hinduși, să zicem, aceleași reflexe care l-a făcut pe puiul de musulman să fie musulman când e mare, pe copilul de hindus îl determină să devină hindus când e mare. Observă religia, o învață, o imită, o reproduce, ca mai târziu să se consacre ei cu convingere. Hindus după fire pământească. Musulman după fire pământească. Ce credeți că se întâmplă dacă puiul de om s-a născut într-o familie de creștini? Exact reflexele care îl determină pe puiul de musulman sau de hindus, să se facă la maturitate. Precum a fost religia părinților aceleași reflexe îl pot împinge și pe copilul, pe adolescentul și pe tânărul născut în familie de creștini să se declare creștin. El observă ce fac creștinii, învață, imită, copiii imită de multe ori. Iar când e mai mare, se revendică drept creștin. De bună seamă că nu pot să o întrebarea oare nu cumva sunt un asemenea creștin? Dacă există posibilitatea ca din pricina reflexelor religioase ale firii mele pământești să mă fi botezat în apă, să vin la biserică, păi nu pot să ocolesc întrebarea și să mă asigur, în lumina scripturii, că, într-adevăr, sunt un creștin autentic. Poți fi creștin după fire pământească, poți fi creștin după Duh. Faptul că și unul și altul vin la biserică nu e mare lucru. Faptul că și unul și celălalt declară credință în Dumnezeu nu e mare lucru. Amintiți-vă că, la început, au fost doi frați, Cain și Abel. Cain este prototipul creștinului după fire pământească. Observați, vă rog, Cain nu e ateu. Nu e nici nereligios. El e la altar. El face un altar lui Dumnezeu. Aduce pe altar o jertfă. Vă rog să observați că i-a vorbit Dumnezeu. Și l-a auzit pe Dumnezeu. Și și el i-a zis ceva lui Dumnezeu. Dar cam acolo s-a oprit tot. Toată această experiență religioasă, amestecată cu mesaje autentice, dar care nu au intrat în viața lui, datorită unor chestiuni despre care vom vorbi un pic mai târziu. L-a lăsat pe din afară. A devenit ucigaș. Și știi ce e ciudat? Ceea ce l-a făcut să devină ucigaș, n-a fost lăcomia de bani. Și nici plăcerile carnale. Și a fost religia. Acolo s-a simțit umilit și s-a făcut ucigaș în perimetrul acesta a vieții religioase. Ei, iată cât e complexă e problema aceasta. Acum să ne întoarcem. Creștin după fire sau creștin după duh? În cele ce urmează, patru trăsături ale creștinului după fire, Alte patru ale creștinului după Duh, și acestea într-un mesaj pe care îl intitulăm Adevăratul ucenic al lui Isus. De bună seamă că punându-ne în fața acestui mesaj, nu trebuie să facem greșeala uh, pe care poate că am făcut-o altă dată, de a zice, eu sunt de partea binelui și acum vreau să văd cum sunt cei care sunt de partea cealaltă. Granița dintre bine și rău nu trebuie pusă între tine și semenul tău. Solgenițen a spus că granița între bine și rău nu trece printre noi și semeni, ci trece prin însăși inimile noastre. Și acum să cugetăm la noi. Cu îngăduința dumneavoastră vom începe vorbind despre creștinii după fire pământească. Și apoi, în partea finală, creștinii după duh. Spuneam de patru trăsături ale lor. De bună seamă că aceste patru trăsături nu epuizează profilul creștinului după Duh. Dar e ca și cum mai zice așa, la alfabet. Ce alfabetul? A, B, C, D. Dar mai este până la Z. Să începem cu câteva noțiuni. În primul rând, creștinii după fire pământească sunt mânați de obicei și de tradiție. Ceea ce îi determină Ceea ce îi face să adere, ceea ce îi motivează, este obiceiul religios, este tradiția. Nu e Domnul Isus, nu e relația cu Dumnezeu, nu e Duhul Sfânt, nu e dragostea de Dumnezeu și nici de oameni, ci e obiceiul. Tradiția religioasă din care vin. Există un fel de oameni care vin la biserică pentru că așa au învățat de când sunt ei pe lume să facă. Ei nu sunt născuți, cum a zis Domnul Isus din, cum citim în Evanghelia după Ioan, în debutul Evangheliei, că cei care sunt copiii lui Dumnezeu sunt născuți din Dumnezeu, nu din carne sau din sânge și nici din voia oamenilor sau din voia firilor. Există un fel de oameni, de creștini, care sunt născuți din voia firilor. Vor ei să demonstreze ceva. Vă arăt eu, a zis unul, că și eu. Uite, în contextul acesta al stăruinței, nu pot uita, am fost șocat, să aud pe un asemenea creștin, ciudos, rău, că pe el nu l-a botezat Dumnezeu cu Duhul Sfânt, invidind cu răutate pe cei care au primit botezul cu Duhul, ca și cum ar fi o decorație botezul cu Duhul, și cu năduf a zis, vă demonstrez că mâine și eu o primesc și ne-a demonstrat. Firea pământească este capabilă să imite în mod superficial de bună seamă însăși în semnele botezului cu Duhul Sfânt. Obicei sau poate născuți din voia oamenilor. Copile, va zice un tată, dacă vii cu mine la biserică, la sfârșitul primăverii, primești un telefon nou nouț Și a primit telefonul în 31 mai. Și mătăticul spune dacă vii până la 1 octombrie, cumpărăm și un computer. Și mereu e un premiu din acesta care, sigur, omul se șocoate, se gândește, chiar că merită asta. Născut din voia oamenilor. Frații mei, obiceiul poate să nască reflexe religioase foarte puternice. Că cineva se învață, că cineva este educat într-o anumită credință, această educație, această învățătură care devine o tradiție, poate să creeze reflexe, atașament religios foarte puternic. Aduceți-vă aminte de fundamentalismul islamic. Ce a făcut pe oamenii aceia să fie în stare și viața să-și o pentru o cauză religioasă? Obiceiul. Tradiția. Nu trebuie deloc să minimalizăm forța obiceiului. De regulă, creștinul după fire pământească, motivat de aceste reflexe de obicei, e în stare să facă rău în numele credinței lui. N-are iubire. În schimb, e, are convingeri, dar n-are dragoste. Și aici este o graniță fină între legalismul feroce a creștinului după fire pământească și dorința curată după sfințire a celui născut din nou. Când te uiți de afară, s-ar putea să semene una cu cealaltă. Dar, văzute din interior, creștinul după fire are reguli, dar nu are dragoste. În numele regulilor lui, în stare să-ți facă rău. Creștinul după Duh nu va face rău niciodată. El e mânat de Dumnezeu, de Duhul lui Dumnezeu. Ce îl determină să fie creștin este dragostea de Dumnezeu care a fost turnată în inima lui prin Duhul Sfânt. Revenind, creștinul după fire pământească. În al doilea rând, este creștin după impuls emoțional. Adică ce îl face să dea răspuns sunt emoțiile, sentimentele. Firia pământească este capabilă să exprime sentimente religioase foarte înalte și profunde. Nu trebuie să neglijăm capacitatea firii noastre pământești păcătoase de a pune în evidență sentimente religioase, vizibile, impresionante, profunde. Dar nu orice sentiment religios este născut în Duhul lui Dumnezeu. Există oameni a căror răspuns față de Evanghelia Domnului Hristos este doar la nivelul sentimentelor, a emoțiilor. Cuvântul n-a intrat adânc în ei. Nu le-a atins voința, nu le-a modificat caracterul, nu le-a transformat gândirea, doar emoții. Se aprinde repede, se sting repede. Lăsați-mă să-mi exprim îngrijorarea și îndoiala față de autenticitatea convertirii, unuia care se lasă prea ușor lămurit. Și așa se aprinde deodată că te miri. Cineva zicea, uite, ne-a depășit pe toți ăștia care suntem de atâta vreme la testul timpului îți dai seama că nu rezistă. Dacă în ibric îi apă puțin, când o pui pe foc, pui oala pe foc, iute te dă în clocot. Și când o iei de pe foc, eu te răcește Sunt oameni care se convertesc ușor din emoții și se leapă de din principiu. Nu rezistă. Creștinii după fire sunt animați doar la nivelul sentimentelor. Mai e ceva. Frații mei, firea noastră pământească păcătoasă este capabilă să dezvolte și mustră de conștiință. Aduceți-vă aminte că pe Iuda l-a mustrat rău de tot conștiința. N-a mai rezistat sub presiunea conștiinței. Mustrările de conștiință pot veni din fire pământească sau pot veni ca roda Duhului Sfânt care naște în noi pocăința. Creștinul după fire pământească poate încurca emoția mustrării de conștiință cu pocăința. Cum o să ne dăm seama dacă e Duhul sau e firia? Proba credincioșiei, a transformării reale, acolo se vede. Creștinul după fire, după fire pământească, poate să aibă mustră de conștiință și cumva caută să-și o aline prin reflexe religioase, prin discipline religioase. E foarte fină granița între fals și autentic aici. De bună seamă că detașându-ne un pic, dându-ne așa mai în spate, sau ca și cum mai merge să zicem într-o pădure, dacă ești pe potecă și printre copaci pe acolo, vezi ce vezi, dar la un moment dat te poți ridica așa, ca într-un balon sau într-un elicopter și de sus să vezi pădurea. Când reușești să detașezi și să vezi un pic lucrurile mai de la distanță, să te cercetezi pe tine într-un cadru un pic mai larg, să-ți evaluezi viața pe o perioadă mai lungă de timp, atunci poți să-ți dai seama pe unde te afli. Nu trebuie să ne analizăm într-o pătrățică, în cel mai bun moment al vieții noastre. Și nici în cel mai rău. Cumva o imagine de ansamblu. Creștinul după fire pământească e motivat de religie, de tradiție, de obicei și răspunde la nivel de emoție. Trăsătura a treia. Creștinii după fire pământească sunt dependenți de simboluri. Uh, ei lipsesc din lumea Duhului. Nu se născuți din nou. Nu pot gândi duhovnicește. Nu înțeleg limbajul lui Dumnezeu, limbajul Duhului. Și pentru că lipsesc din această lume a lui Dumnezeu, lumea Duhului, ei trebuie să se agațe de ceva. Fiind centrați în fire pământească, orbi spiritual, nevăzând dincolo de ce poate să vadă carnea și sângele, ce poate să vadă firea pământească, creștinii după fire pământească trebuie să se agațe de ceva. Și acel ceva de care se agață, de regulă, sunt simbolurile. Simboluri care îi ajută să vizualizeze credința. Cumva să transporte în lumea lor, a percepțiilor lor, realitățile spirituale. Și aici aș fac reprezentări dacă se naște dintr-o tradiție, să zicem, religioasă, istorică, o să aibă icoane, o să aibă statui, o să se lege de cruce, de câte cele lucruri pe care le poate ține în mână. Vede ceva, se agață de ceva. Nu face distinția între simboluri și realitatea din spatele lor. Se leagă de ele. De bună seamă că noi, venind din altă tradiție confesională, nu avem treabă cu genul ăsta de simboluri. Ne împiedică mărturisirea noastră de credință. Dar să nu credeți că firea pământească nu este inventivă în a produce simboluri acceptabile confesiunii noastre. Ea este foarte inventivă. Are instincte de supraviețuire fenomenale și capacitate de a amăgi neînțelese. De regulă, în spațiul nostru, simbolurile sunt oamenii. Oamenii de care creștinul după fire pământească se atașează. Idolii lui. Dacă i-a plecat, să zicem, spre cugetare, spre discurs, idolul va fi un predicator. Dacă îi place cântarea, e o fire, să zic, mai emotivă, pe, pe latura asta artistică exprimată, cântărețul. Ăsta va fi e, omul de care se va lipi. Dacă e, cum să spun, mai mistic, sunt oameni care în fire pământească sunt aplicați spre această latură a cugetării, a meditației, a introspecției, se va lipi de profeții dar el tot din fire pământească. Nu-l interesează Domnul Isus și nici cuvântul Domnului Isus. Oamenii. El se lipește de oameni, urmează oameni. În pruncia lor duhovnicească fiind, cei din Corint făceau această greșeală. De bună seamă că s-au vindecat în urma învățăturilor pe care Apostolul Pavel le dă de dea. Dar la început, ei ziceau, eu sunt al lui Apollo, eu sunt al lui Kifa, eu sunt al lui Pavel. Și unii care păreau mai duhovnicești au zis, noi suntem al lui Isus. Dar când zice asta din duh de partidă, doar ca să respingi pe celălalt, e tot aia. E tot aia. Creștinii după fire pământească sunt dependenți de simboluri ce e ciudat de observat la ei este că n-au nicio profunzime sau dacă au, e foarte puțină și superficială în zona moralității și a sfințirii. Nu interesează. Îi interesează, cum să spun, reprezentarea religioasă pe care o poate pune în evidență harisma, personalitatea, capacitatea, darurile simbolului său. Odată a fost nevoie să atragem atenția cuiva. Ai grijă! Omul acesta pe care îl asculți e compromis din punct de vedere moral și spiritual. Ai grijă! Ai grijă că ajungi ca el! Replica a fost pe măsură. Auzi, pe mine să mă lași în pace. Pe mine nu mă interesează cum trăiește. Și dacă îl văd făcând ce s aude că face, nu mă interesează. Mie îmi place cum predică. Răspuns tipic de creștin după fire pământească: Păi nu poți, dacă ești mâna de Duhul lui Dumnezeu, să gândești așa. Creștinul mâna de Duhul lui Dumnezeu e preocupat pentru ceva profund, autentic. El nu se limitează la a consuma o reprezentare religioasă. El nu vine la biserică, așa cum se duce unul la o operă. Să audă o piesă să audă un produs, să consume ceva. Plătesc biletul și mă duc să ascult muzică de cea mai înaltă calitate. Merg la cinematograf, văd un film, plătesc biletul, văd un film. Creștinul după fire pământească se lipește de slujitori ca ăla de actori. Plătește biletul și consumă reprezentarea. E împlinit în plan religios de ceea ce liderul de care s-a atașat oferă. Vă gândiți ce combinație dezastruoasă e când slujitorul este și el, după fire pământească? Când predicatorul, când profetul, când cântărețul, când pastorul nu-l cunoaște pe Dumnezeu, ci și el e tot din fire pământească. Care l-a învățat să facă din Evlavie un izvor de câștig și din Evanghelie o retorică care să-l ajute să se înconjoare cu oameni de care, în discreția vieții sale, să râdă, în timp ce îi amăgește. Creștină pe fire pământească. Frații mei, dați-mi voi să spun o vorbă și să o spun apăsat. Eu cred că biserica lui Dumnezeu nu trebuie să-și plece urechea la ce are de spus un om care nu iubește sfințenia. Oricât de bine ar vorbi, oricât de bine ar face, un om care și-a pierdut integritatea, curăția, care trăiește în păcat, n-are ce să spună bisericii lui Dumnezeu. Și biserica lui Dumnezeu ar trebui să fie trează. Și este Creștinii după fire nu Biserica este tot timpul trează. Și atât de ușor decantează lucrurile și le observă. Pentru că Duhul lui Dumnezeu, fără neapărat să conceptualizeze, cum să spun, nu neapărat putem raționaliza, dar știm în Duhul nostru, acolo nu-i bine. Duhul ne spune, stop, vorba unui frate, zice, nu mi s-a lipit Duhul cu alui nici cum. Nu știa de ce, îl și mustra conștiința. Și acum mine nu-i ceva în regulă. Uite ce frumos vorbește. Dar nu s-a putut lipi. Ca după o vreme se iasă la ideală, de ce nu se putea lipi? Și fratele a zis, Domnul a avut milă de mine. Uh, creștinii după fire pământească, încă o trăsătură a lor, a patra, au o înfățișare evlavioasă, dar n-au viață spirituală. Pe interfață, la suprafață, sunt caracterizați de anumite, cum să spun, manifestări spirituale, religioase. Ei pot să facă rugăciuni, pot imita, pot predica. Uite, asta mă îngrozește. Și aici, frații mei, dați-mi voi să fac o atenționare să nu confundăm ungerea Duhului Sfânt cu simțul retorici, cu capacitatea de a vorbi în public. Sunt oameni care uzează de retorica despre care Apostolul Pavel a zis că e capabilă să golească de putere crucea lui Hristos. Așa a zis el, când am venit la voi m-am silit, m-am ferit să vă vorbesc folosindu-mă de vorbele înduplecătoare ale înțelepciunii. De, cum se cea acolo, vorbăria asta, de retorică într-un cuvânt. S-a ferit de asta. Noi trăim vremuri în care oamenii caută să consume cât mai mult religios. Dacă în urmă cu vreo 30-40 de ani, societatea era plecată mai mult spre ateism. Nu-i interesa religios, materialism. Lumea venea după război, căuta să se refacă. Ei După ce s-a refăcut un pic, omenirea a început să se aplece din nou spre religios, spre spiritual. Și se duc, uitați-vă, în societate, după musulmanii, după religii orientale, se declară creștin când îl întreb de înviere, ci că el crede în reîncarnare. Asta se declară creștin. Își botează copiii la biserică și când îl întreb de învierea morților, el crede în reîncarnare. Ce creștin? Deci, religie, fără cunoașterea lui Dumnezeu. Revenind, creștinii după fire au această formă exterioară de evlavie, dar în profunzime ei sunt stăpâniți de păcat, ei nu s-au convertit. Inima lor este împărțită. Nu s-au hotărât de care parte sunt. De bună seamă că în viața lor pot fi lucruri bune. Influența Evangheliei, prezența educației creștine a creat lucruri pozitive. A adus obiceiuri creștine. E în stare să-ți repete din Biblie. Crede anumite lucruri. Poate să aibă conduită, frații mei, să nu confundăm cum să, cum să zic, felul cum se cade de a fi a unui om cu pucăința. Sunt oameni cum se cade, dar nu-s născuți din nou. Sub influența educației din familie, a societății, au crescut cu o educație bună, sunt oameni de omenie. Dar dacă nu se întorc la Dumnezeu și nu-s născuți din nou, merg în ea după ce mor. Cât îți iei? Omenoși. Moralitate fără Hristos. Mulțumesc. Deci creștinul după fire poate fi moral. Nu moral este esența, nu, nu, să fie moral este esența. Ci să se înrădăcineze în Duhul lui Dumnezeu, în Evanghelie, în Hristos, această rodire a eticii. Că altfel este o faptă omenească și prin fapte nimeni nu poate să fie mântuit. De bună seamă că nu-i mai bine să fii necum se imoral, neomenos, obraznic, ca să se vadă că într-adevăr ești după fire pământească. Nu. Mă gândesc că dumneavoastră rețineți ceea ce spun fără să mă judecați greșit, înțelegând greșit ceea ce spun. Dar, cum a zis un om înțelept de prin Republica Moldova, mă tem că mă veți înțelege corect. <laughs> no. uh. Să vorbim despre creștinii după Duh. Creștinii după Duh au și ei un profil al lor. În esență, e vorba aici de însemnele vitale, de acei marcări spirituali care reflectă identitatea spirituală. Spre exemplu, când eram mai mic, la școală, în clasele primare, clasa a doua, a treia, a patra, eram învățați la clasă că un om viu se deosebește de unul care a murit prin faptul că are semne vitale. O să învățați că respirația este un semn vital, pulsul este alt semn vital. Să cauți aici, pe încheietura mâinii, cum pulsează vene, sângele, ei, acolo, da, acolo e uh, pulsul. Sau respirația. jucam, ne făceam ca murit. Da, acolo, în chemiști. Vindea unul cu, oglindă, cu sticlă, o oglindă, o sticlă, punea pe fața așa și vedea să aburea. Ce viu, uite-te că respiră. Vă rog să observați că de aceste însemne vitale uh, nu e nimic spectaculos. Dacă e să cugetăm la puls, ce e spectaculos în cum ne pulsează inima? ritmul cardiac. E nimic. Sau respirăm. V-ați gândit de câte ori ați respirat azi? Astea sunt semne vitale. Dacă sunt prezente, ești viu. Și ce e de observat la semnele vitale este că ele se manifestă liniștit, consecvent și după o anumită cadență. Dacă încep să cugeți la cadența aceasta, la ritmicitatea semnelor vitale, ai putea să zici că este plictiseală, rutină. Există o rutină. Cum ar fi, de exemplu, dacă se aduce cineva la doctor și s-ar spune, domnul doctor, uite, eu am o problemă. De mai multă vreme observ cum îmi bate inima și sunt îngrijorat de aici până aici. Aș vrea să-mi dați un medicament, să simt și o variație că m-am plictisit doar de aici până aici, spectru. Este ferească Dumnezeu de variații din acestea în manifestarea semnelor vitale. E încurcat o de tot. Dar aud pe unii zicând pe la adunare, mă plictisesc la biserică. Dar ce te plictisești de la biserică? Păi nu mă rugăciuni, cântări, predici. Dar ce ai vrea să facem la biserică? Umblăm pe tavan? Firea pământească se plictisește repede și este mereu în dorința de nou. Vrea altceva. Să ne îngrijoreze când acest altceva nu are legătură cu Evanghelia. Acum, de bună seamă, că noi cei care. Am fost chemați de Dumnezeu să slujim în adunări, prin darurile pe care le-a dat Dumnezeu, nu trebuie să testăm capacitatea adunărilor de a ne suporta stângăciile în slujire. Ați înțeles ce am spus. Dar e o problemă dacă dumneata niciodată nu te poți ruga, nu te poți bucura, nu te deschizi, nu te atinge nimic. Ai o problemă, dumneata. Înțelegeți ce spun? Să revenim la semnele vitale. Patru. Patru dintre ele. Creștinii după Duh au lăsat cuvântul lui Dumnezeu, descoperit în Scriptură, să le schimbe viața. Într-o vorbă mai scurtă, creștinii după Duh au o înaltă considerație față de cuvântul lui Dumnezeu, față de Scriptură. Pentru copiii lui Dumnezeu, pentru ce născuți din Dumnezeu, Scriptura este cuvântul viu al lui Dumnezeu. Ei iubesc Biblia, se apropie de Dumnezeu, citesc acest cuvânt, se hrănesc cu acest cuvânt, îl cred, se lasă modelați de acest cuvânt. Pentru ei scriptura nu este o carte, pentru ei scriptura este viață. Iubiți Biblia? De bună seamă că ai putea să te uiți la Biblie ca la un simbol. Creștinii după fire pământească fac din Biblie simbol. Am mers odată cu unul cu mașina. M-a dus unde trebuia să ajung și mergea cantare. Și cam riscant așa. Eu mi-e frică cu una, cu două, dar când am văzut ce face, m-am temut și pentru el și pentru mine. Și am zis, auzi, mergi mai încet. nu e nicio grabă la care el de acolo zice, dar nu putem păți nimic, mă, fratele lui. Ce să pățim? Auzi, uite la mine, ți-e -ți frică să mergi în rai? în zice și așa la glumă. Și eu am zis, pe măsură nu mi frică să mă duc în rai, dar nici n-aș pleca, pleca, fără programare. Și aș fi eu top acolo la ușă, fără vește. <laughs> <laughs> Îmi zice el, n-avem ce păți. Ia deschide torpedou de la mașina acolo. când mă uit, era o Biblie. Ce cu asta în mașină nu pățim nimic. Și a zis, bine, lasă-mă pe mine aici, mă duc cu ocazie. <laughs> N-a fost așa. Ea simbol. Ce e pentru tine Biblia? Ce e crucea pentru un catolic? Tu poți să faci din Biblie ce face un catolic din semnul crucii. Și cu asta arăți că ești creștin după fire. Creștinul după Duh ia acel cuvânt și îl toarnă în sufletul lui. Se hrănește cu el și îl urmează. Vorba unei surori din părțile Sibiului, fratele el zicea, domnule, o femeie în vârstă, Atât de mult iubesc Biblia, că eu a eruta-o dacă nu mi-ar fi frică de Dumnezeu. Se siza nuanța între simbol și ce e Evanghelia Domnului nostru. Creștinii după Duh, a doua lor trăsătură, s-au convertit la Domnul Isus în mod profund. Ei au înțeles ce e păcatul au simțit groaza vinovăției, povara păcătoșeriei și și-au găsit pacea prin întoarcerea la Domnul Isus. Creștinii după Duh au înțeles groză via păcatului, dar și dulceața iertării din întoarcere la Domnul Isus. Viața lor este centrată în jurul lui Isus Hristos, care le-a schimbat viața, i-a eliberat. Notați, creștinii după fire pământească sunt înrobiți de păcat au mustrări de conștiință, dar n-au puterea să biruie slăbiciunea. Creștinul după Duh a fost eliberat prin Duhul. Au simțit că au nevoie de iertare, au confruntat răul din viața lor și s-au întors la Dumnezeu Isus. Celor care vin să se boteze în apă, mai ales celor care vin din familii de credincioși, în vorba cu ei, am grijă să-i întreb două întrebări. Ia spune-mi, rogute, ai simțit vreodată, apăsând pe sufletul tău, povara păcatului? Așa să te copleșească o povară, o apăsare, să simți dorința, nevoia să-ți ridice Dumnezeu povara, să te rogi, să te mâne o voce interioară, undeva să te ascunzi și acolo să-ți plângi păcatele? Din răspuns îmi dau seama. Dacă e creștin după fire, sau nu? Întrebarea a doua. Simți dorința să te rogi? Nu la biserică. Din interiorul tău tu te să te rogi. Vino să te rogi. Îndemnul acesta interior al Duhului, din nou confirmă convertirea profundă. Dar despre aceasta vom vorbi un pic mai mult mai târziu. Pentru moment, creștinii după Duh sunt convertiți în mod profund. Au confruntat păcatul, s-au predat Domnului Isus și acum în interiorul lor s-a aprins o lumină. Lumina aceea este numită de Apostolul Ioan Ungere. Ioan așa a zis, fraților, noi nu avem nevoie să ne învețe cineva. Ungerea Duhului care este în noi ne învață. Acum vă rog foarte frumos să nu scoateți în context afirmația aceea socotindu-vă deștepții pământului, care nu aveți nevoie să învățați de la nimeni. Că de ați ajuns la această concluzie, numai firia pământească nătângă v-a ajutat să trageți această concluzie. Da. Când Ioan zice, nu avem nevoie să ne învețe cineva, se referă la această lumină interioară care i s-a aprins în interiorul creștinului, în Duhul creștinului născut din nou, Duhul Sfânt a prins un far. Și acest far se numește spiritualitate. E refăcut, e naștere din nou, a prins acolo viață. Și asta, această ungere, îl face să aibă discernământ. Discerne clar binele de rău, are putere să se separe. Și ce e interesant, pentru creștinul după Duh, el nu are nevoie de argumente. La un moment dat este suficient să existe o anumită suspiciune în plan moral și el se reține. Pentru el face sens vorba lui Pavel. Feriți-vă de orice vi se pare rău. El nu merge la limita moralității. Aș lua, spre exemplu, o discuție, nu știu dacă neapărat este cazul. E păcat să bei un pahar de băutură sau nu? Creștinul după Duh nu are nevoie de multe argumente. Creștinul după fire vrea argumente. Dar nu e vorba de a aprofunda un concept, ci e vorba de a-ți alinia inima la o anumită cale. Nu e vorba de concept, de a raționaliza, de a explica, de a argumenta poziția. E vorba de viață. Ei, Creștinul după Duh are în el acest reflex. Duhul îi arată ce să facă. Îl convinge din interior. N-are viață dublă? Creștinul după firie pământească este duplicitar. E cameleonic. Se adaptează tuturor. Joacă roluri. Inima lui împărțită fiind cere genul acesta de viață dublă. În schimb, Creștinul după Duh îl are pe Isus Hristos în Sufletul lui, în viața lui și trăiește dorind sfințirea, însetând după sfințire. Apoi, creștinul după Duh, încă două trăsături, mai puțin despre acestea, creștinul după Duh are viață de rugăciune, sau ca să spunem altfel, are Duh de rugăciune. Pentru creștinul duhovnicesc, pentru copilul lui Dumnezeu, rugăciunea este un mod de viață. Vă aduceți aminte despre Pavel când s-a convertit, Dumnezeu, prin uh, Duhul, a vorbit profetului Anania, zicându-i să meargă și să-l găsească pe Saul. Era undeva acolo în Damasc, pe o stradă, la o adresă indicată. Anania n-a vrut să meargă, zicând că Saul este persecutor. Că așa era vorba despre Saul. Anania nu știa ce s-a întâmplat între timp. Saul se întorsese la Domnul Isus. Și acum Duhul Sfânt. Iată cum a vorbit lui Anania arătându-i că s-a pocăit. Nu scrie, Anania s-a pocăit, du-te că s-a pocăit, du-te că s-a predat Domnului, du-te că a trecut de partea voastră. N-a zis așa. Și a zis foarte frumos și, cum să spun, consistent, du-te că se roagă. Deci toată convertirea, toată schimbarea, toată acea experiență profundă a întoarcerii la Domnul Isus a lui Saul, este concentrat în aceste vorbe. Se roagă. Deci nu te poți ruga dacă nu te-ai întors profund la Hristos. Duhul de rugăciune, bucuria în rugăciune, uimirea în rugăciune, este o expresie a vieții după Duh. Copiii lui Dumnezeu se roagă. Și mai e ceva. Creștinii după Duh iubesc revenirea lui Isus. Nu e vorba de adoptarea unei mărturisiri de credință cu privire la escatologie. Creștinii după fire pot să aibă păreri privința asta. E vorba de ceva de inimă. De aceea am zis, iubesc venirea Domnului. La un moment dat, Apostolul Pavel a zis, mi-a sfârșit alergarea, am păzit credința, acum așteaptă cu luna pe care mi-o va da Domnul și nu numai mie, ci tuturor celor care vor fi iubit venirea Domnului. Creștinul după Duh e conștient de viața veșnică. E conștient că există eternitate, că Isus e viu, că El s-a înălțat la cer și că într-o zi se va întoarce. E convins că există o împărăție a lui Dumnezeu nevăzută, o patrie cerească. Și în așteptarea întâlnirii cu patria aceea, creștinul după Duh trăiește în lumea de acum cu perspectiva eternității. De asta se ferește de păcat, de asta face bine, de asta se duce în misiune, se jertfește pentru că el a înțeles sensul vorbelor. Strângeți-vă comori în cer. Și nu de dragul, nu mercantil, creștinul după fire, în, în, tălmăcit în viața creștinului după fire, vorba asta, strângeți-vă comori în cer, Sună rău de tot. Rău de tot. Mercantil, materialist. Isus i-a atenționat pe cei duhovnici să nu se gândească prea mult la răsplată, că s-ar putea să aibă surprize neplăcute. Țineți minte când a venit Petru cu întrebarea: Doamne, nu i-a lăsat tot! Ce răsplată o să avem? Isus îi dă două răspunsuri. Să știi că răsplata nu va lipsi, dar cine se gândește la ea prea mult nu o să se bucure nici de cât va primi. Și a venit pilda. Cu lucrători în vie, cât vrei să primești ca să lucrezi la mine? Un leu. Și să o târgui la un leu. Lucrăm, la sfârșitul zilei e leu. Bun. Ce răsplată vom primi? 50 de bani. Nu. Vreau un leu. Bine. Leu atunci. Ăsta ne-am înțeles, ăsta îl primești. Gândul la răsplată când s-a făcut la sfârșitul zilei plata, stăpânul a făcut în ogorul lui ce a vrut. S-a dus și a găsit unul care numai o oră a lucrat. Și a început maestru la răsplată cu cei care au lucrat puțin. Și avea un, un leu. La tot un leu. Și aceștia care au lucrat toată ziua așteptau acum să primească și ei. Și se gândeau, ei, dacă ăsta care a lucrat două ceasuri a primit un leu, eu care am lucrat 10 ore, câți leu o să primesc? Și când ne a venit rândul, a luat tot un leu. Ha, ce greu a fost. Și ce dureroase sunt acele vorbe zise de Isus, puse în gura stăpânului. Prietene, cu când ne-am târguit noi dimineață? Cu un leu. Cât ai primit? Un leu. Era ceva al tău ce nu ți-am dat? Nu. Și atunci ce supărat? Pușul păi ăla ai dat tot un leu. Ok, de la tine am dat. Nu. Și atunci de ce e supărat? Care e problema ta? Păi nu-i corect. Ce nu-i corect? Păi nu-i corect să-i dai la care a lucrat o oră tot un leu. Nu-i corect. Și cine a spus că nu-i corect? Am luat de la tine? N-am voie să fac ce vreau cu cei al meu? Păi, uite care e problema ta, Ioane. Inima ta e și ai văzut unde l-a dus gândul mercantil, dorința de plată. Nu s-a putut bucura nici de ce merita. Așa că să nu ne batem gândul prea mult cu cum o să fie răsplata, se va îngriji de asta stăpânul, și să ne gândim cum să-l slujim mai bine. Asta ar fi tâlcul din parabola aceea. Răsplata nu va lipsi, dar lăsați surpriza în grija lui Dumnezeu și nu vă mai comparați cu nimeni. Revenind, Creștinii după Duh iubesc revenirea lui Isus. Asta îi motivează. Este acea cheie care explică, justifică și motivează acțiunile din viața de acum a creștinului. Speranța în revenirea lui Isus. Eu am un prieten, îl respect foarte mult, de cunoaștem de 30 de ani. Un om al lui Dumnezeu, testat, încercat, trecut prin viață. Era în fecioare amândoi și cineva l-a ispitit rău. Primise niște bani moștenire de la cineva în anii aceia și prietenii lui din preajmă, așa umblați pe la adunare, eu zis, dă din nou banii și îi mulțim. Dar ce aveți voi de să faceți cu ei? Era traficul de frontieră, mergeau dincolo, luau băutură, o duceau în România, o vindeau pe bani mai mulți și așa. Și prietenul meu a zis, eu una ca asta nu fac, să ferească Dumnezeu, să pur eu banii mei pentru treburi din acestea. Și da, nu-i treaba ta, tu mă dai banii, noi ți-i mulțim. De ce nu vrei să faci asta? Și fratele prietenul meu, care era să-i scap numele, a zis așa, știți de ce băieți? Eu cred în învierea morților, de aia. Înțelegeți? Pe nu a gândul acesta că va fi o înviere, că va fi o judecată, că va fi o răsplată, că e viață veșnică. Asta e cheia creștinului. Și acum, în încheiere, amintiți-vă ce este scris chiar pe ultima pagină a Sfintelor Scripturii. Acolo, Domnul nostru vorbește despre revenirea sa. Promisiunea întoarcerii sale apare de trei ori, de patru ori. Iată, eu vin curând. 22 cu 7. Cu 11. Iată, eu vin curând. Cu 16. Iată, din nou, aceeași idee. Și versetul 20 e ultima. Cel ce adeverește aceste lucruri zice, da, eu vin curând. Vă rog să vă uitați la aceste cuvinte, cât de frumoase. Da, eu vin curând. Ce urmează acolo? Amin. Cum să luăm aminul acesta? Eu l-am înțeles. El apare și în alte locuri în, în, în Apocalipsa. Dar de data aceasta apare altfel. Amin cu sensul de s-a închis. Ce a fost de spus, s-a spus. Biblia e scrisă. Revelația este încheiată. Dumnezeu a comunicat ce a avut să spună. Și ultimul lui cuvânt este, eu vin curând. Și Duhul a zis lui Ioan, scrie, amin. După vorba asta nu se mai adaugă nimic. Probabil că Ioan n-a înțeles din prima, având mai ales în vedere faptul că și anterior s-a zis amin. Și a așteptat, poate va mai spune Domnul. Și a trecut timpul și n-a mai zis nimic. Eu așa mi închipui că după ce a înțeles că într-adevăr ce a fost de spus a spus și că nu se mai adaugă nimic, atunci Ioan a luat pana de jos și a scris acolo dorul, focul interior a bisericii. Vino, Doamne Iisuse! Răspunsul celui credincios la vestea, eu vin curând. Iubești venirea Domnului. Doamne, ajută. Creștini după fire pământească, creștini după Duh. Creștinul după fire este mâna de obicei. Răspunde la nivelul emoțiilor. E dependent de simboluri. Și are inima împărțită. Forme fără profunzime duhovnicească. Creștinul după Duh prețuiește Scriptura, s-a convertit profund la Domnul Isus și a fost transformat, are Duh de rugăciune și iubește revenirea lui Isus. Iată ce simplu a fost cuvânt. Puteam spune de la început asta și încheia de mult. <laughs> Frații și surori, Dumnezeu să ne binecuvânteze. Și să nu Plecăm seara aceasta acasă, fără să ne așezăm viețile în lumina acestui cuvânt și să-l întrebăm, așa în Duhul nostru, pe Domnul, Doamne, oare unde sunt? Oricând un creștin după fire pământească se poate întoarce la Dumnezeu autentic. Dumnezeu poate să schimbe. Și e mai ușor cu cel care e aici decât cu cel care e departe. Dumnezeu poate face schimbarea asta. Iar dacă vi se pare că sunteți în partea cu cei duhovnicești, nu pot să nu zic ce a zis Apostolul Pavel, băgați de seamă ca nu cumva ce ați început prin Duhul să sfârșiți în fire pământească. Să veghem cu toți. Dumnezeu să ne ajute. Amen.